Haideți să ne întâlnim din nou astăzi cu prietenul nostru. Vă voi citi ce ne spune el în Marcu 4, cu 24 și 25. El le-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Lucrurile mici ni se par de obicei neimportante, cum ar fi aranjatul patului dimineața sau un cuvânt aruncat în grabă la o supărare. Însă Dumnezeu măsoară diferit lucrurile, cu totul altfel de cum o facem noi, oamenii. Inima bună se arată nu doar la zilele de naștere, ci în fiecare minut al zilei. Ordinea din cameră se dovedește în fața îngerilor care sunt lângă noi întotdeauna. Iertarea poate să apară chiar înainte de a porni furtuna de cuvinte. Măsura cerului se aplică foarte mult în lucrurile mărunte ale vieții și răsplata este mult mai bogată decât ne așteptăm. Alege să fii bun și vei fi copleșit de bunătăți. Alege să fii iertător și vei fi înconjurat de prieteni. Alege să fii ca Iisus și vei fi cu El veșnic. Rugăciunea mea este... Tată, îți mulțumesc că ești lângă mine în orice clipă. Te rog să mă ajuți să fiu ca tine. Amin.